jocul ăsta de la prote, în la li la li li la, chiar de mică l-am știut, în la li li la. Hața, hața, am jucat, în la li la li li la, și pe-o mașă din cealalt. Ăsta jocul, hața, hața, și cu unul, și cu alta, și cu unul, și cu alta. Hața, ța, măi, hai, hața, 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 ța, 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 hai la hața, ța. Jocul ăsta l-am jucat, la li la li li la, tot o fată și un băiat, la li li la. Ne prindeam doi câte doi, la li la li li la, și înainte și înapoi, la li li la. Ăsta-i jocul, hăță, hăță, și cu unul și cu alta, și cu unul și cu alta. Ăsta-i hăță, hăță, hai hăță, 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 te la lui Juanț, în lara, lari, li, lara, joacă, dar numai o fată, în lari, li, la. Dar lui Gheorghe vă zic vouă, e de hoare chiar cu două. Ăsta jocul, hăță, hăță, și cu unul și cu altul, și cu unul și cu altul. Colo copilițe, la ra 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 li ra ra, fost ai roate rotilițe, la ra ra ra, că așa se învârtește, la ra la ra li ra ra, m-a fost ai insidiate. Hața, hața, moldoveni, jucă-ți ca răducăneni, leușeni și călmățui, hața, hața, huțuțui, hața, hața, leușeni, ce mișlii, ani storieni, brăila și obileni, hața, 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 hai, hața, 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 hai, hața, 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 hai, hața, 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 hai, hața, 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 Hristos a înviat. Suzana Popescu la o seară perfectă. Bună seara și bine ați venit. Luați loc. Adevărat a înviat. Mulțumesc frumos pentru invitație. Cu surprize. Iată, asta înțeleg eu zi de luni. Să începem așa, în forță, energie, mult voie bună. Să începem într-un ritm. Într-un ritm superb. Vă mulțumesc pentru asta. Sunteți minunată, v-am spus și când ne-am întâlnit acolo după culise și arătați pur și simplu fenomenal. Cum? De unde? Eu nu cred că cineva de la noi mai poartă aceste broboade, se zice corect? Da, corect, broboade. Nu știu dacă am mai văzut pe cineva și dumneavoastră sunteți un adevărat exemplu în acest sens, cu portul popular, îl purtați așa, cum ca la carte. Știți, pe parcursul vieții, studiind și făcând comparații cu ceea ce se petrece în sistemul ăsta imaterial, care este scos din ladă, din lada de zestre, din pod, din memorii, citind și răsfoind atâtea reviste, atâtea ziare. Acum noi avem atâtea informații pe internet, din toate bibliotecile din lume sunt plasate atâtea fotografii și e clar lucru că noi alegem ceea ce este al nostru prin intuiție. Prin intuiție. Așa. Fiindcă nu putem să punem o broboadă sau o bijuterie sau în straiul nostru să adăugăm ceva care este musulman, să zicem, turc, francez, deci nu. Noi avem ceva specific anume zonei noastre care este balcanică din jurul Mării Negre. Așa e. Și în partea asta de Mare Neagră noi avem costumele astea atât de frumoase și atât de diferite. În cealaltă parte, începând cu Georgia, Bulgaria, Ucraina, de ce nu din partea cealaltă, adică se deosebesc veșmintele populare, fiindcă noi în costumul nostru popular ne stăruim din toată inima, din tot sufletul, să pictăm, să coasăm, să imprimăm, să reproducem ceea ce vede de ochiul în natură, florile. Așa. Adică abstracție în cusutul ăsta, în floristica costumului popular, este la bărbați, fiindcă ei sunt vitejii, ei sunt acei care au idei, ei sunt acei care ne apără, ei sunt acei care provoacă. Adică este deosebire între
ornamentul ăsta pentru femei și ornamentul pentru costumul bărbătesc. Specialiștii acum își fac concursuri, întreceri, au ședințe, lecții, fiecare să strădui de răsputeri, să-și spună părerea, să fie acceptat, să fie fixat, să fie depozitat în arhiv. Adică este o muncă de ani de zile pentru a reveni la ceea ce a fost. Da, îmi place că le purtați, le căutați, le păstrați. Și astfel ne transmiteți și nouă generației mai tinere, care trebuie să recunoaștem că uităm noi, nu le mai, în primul rând, ele nu se mai produc, pentru că acestea sunt, adică se fac, dar nu așa cum, nu știu cum erau de pe timpuri. Da, este adevărat. Și când văd la dumneavoastră, păi vreau și eu, adică mă gândesc de unde aș putea găsi și știu de unde, pentru că una din ei, care e foarte asemănătoare cu ce aveți dumneavoastră, e cumpărată dintr-un muzeu din România, care are peste 300 de ani și la fel are ornamentul ăsta care e făcut manual, e tot respect pentru gând, o idee. Asta. Piesa, Hața Hața, Doamne, ce piesă! Ați văzut că mai nu m-am ridicat și n-a venit lângă dumneavoastră. Nu aveți cum, fiindcă este ritmată. Să știți că este un cântec și un joc pentru copii. Nu este ceva ieșit din comun. Când luăm copilul mic, așa, și îi facem ritmica, ca copilul să intre într-un anumit ritm și îi cântăm hața, 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 hița, 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 bâța, bâța, bâța. Adică, oricum, noi articulăm și facem o formulă și în timpul ăsta îl mișcăm pe copil. Și uite, treci timpul și copilul când ies în mahală, pe median, că acolo se joace cu copiii, a luat un băț și într-o damigeană, într-o căldare, într-o ceva care sună, bate fix în ritmul ăsta, nu alt ritm. Acum, pe parcurs, mai dă niște cuvinte acolo și poftim, e o lucrare extraordinară. Extraordinară. Da. Felicitări pentru asta. Și ce mi-a plăcut, că ați început cu Cimișlia. Să știți că eu vin din raionul Cimișlia. Ah, să trăiți. Satul Fetița. Și cu această ocazie vreau să-l felicit pe tăticul meu, care ieri a fost omagiat. Și să-i spun, tata, la mulți ani și îți mulțumesc pentru tot ce sunt eu astăzi. Și tot ce îmi doresc este să fii sănătos. Și te rog frumos să uită o țară întreagă, să-mi promiți lucrul ăsta. Eu te aud. Eu te iubesc. Și vă mulțumesc că ați împărtășit cu mine acest moment și mi-ați permis. Pe mine mă leagă, îmi cer scuze, pe mine mă leagă o frază, un cuvânt, nici nu știu cum să-i spun, de Fetița, satul și fostul colhoz sau sovhoz, da. Fetița. Acolo când mergeai spre Cimișlia era o arcadă așa frumoasă și noi mergeam și ne crușeam, că altceva nu pot să spui, fiindcă era frumos. Scris așa, colhoz, sovhoz, fetițchi. Și noi nu înțelegem cât era acolo de spus. Fetița, pur și simplu. Da, așa, așa, pe timpuri, așa, așa era. Uniunea Sovietică. Fetițchi. Și chiar curios, ar trebui de făcut un cântec pe seama la Fetița și Fetițchi. Chiar vă rog frumos, noi o să ne bucurăm foarte mult. Sunt mulți cei din Fetița care ne privesc. Să știți că este un sat foarte, foarte mic. Da, da. Și chiar mă miră că dumneavoastră ți-a auzit ce ați trecut pe lângă el. Și chiar concert am avut acolo. Chiar concert ați avut? Wow. Pe timpuri când eram cu ansamblu Asamblul Folcloric Tărlâncuța, noi aveam programat în fiecare raion, aveam 3-4 puncte, 3-4 sate, unde erau niște informatori, unde mergeam cu magnetofonul și ne cântau cântece vechi, care pe parcursul vieții a trebuit să le restabilim, să le dăm viață nouă și am fost și în Fetița acolo. Eu cred că tatăl meu a fost nelipsit de la concertul dumneavoastră, pentru că el este un mare fan al muzicii populare și mai mult ca atât în tinerețe, el a dansat, a fost dansator într-un ansamblu. Mulți ani, sănătate multă. Povestiți-mi, ați fost la șef la cuțite. Știți, anul vreau trecut să știu tot despre experiența asta, că sunt tare curioasă. Știți, anul trecut, în septembrie, octombrie, am avut un... în august, am avut un concert la Cricova. A fost organizat de Antena 1 din București și dumnealor m-au solicitat cu câteva lucrări, ca de obicei. Acum, pe 1 septembrie, în Otopieni este o casă de cultură, un palat, cum e Palatul Național la noi aici, mare. Era organizat un festival. Și dumnealor m-au solicitat să merg în cadrul festivalului cu o lucrare două. După, cineva m-a telefonat, a fost
senzații cu ieșirea mea, cu niște lucrări așa. Dar dumneavoastră altfel nu puteți. Haideți să recunoaștem. Atunci când iese doamna Popescu, toată sala. Da, a fost la ora. A fost primit la ora. Și știți, un telefon sunet din București. Doamna Popescu, sunteți solicitată la așa, dar eu televizor nu am. Vă cred, chiar vă cred. Nu am televizor. Laptopul ăsta e toată informația. O oră dimineață și o oră seara, el le pune pe pat, așa. Fiindcă informația e aceeași pe toate canalele de informație și mass media, aceeași informație. Dumnealor m-au solicitat cu... Eu m-am gândit că merg să cânt. Dar dumneavoastră mi-a spus că eu de cântat am să cânt, dar trebuie să prezint ceva din bucatele care sunt specifice Basarabiei, așa. Le spun, zic, domnilor, eu aș putea veni încolo, sunt foarte curioasă, pot să vin cu niște bucate care le preparăm în clanul nostru familiar. Au, curioși? Adică da. Cum clanul familiar? Zic, rață cu gutui. Eu spus că pregătesc toate produsele, să le spun din timpul ingredientele. Să le spun câte lista. Grame, câte kilograme, cât. Zic, domnilor, ăsta e la ochi, la miros, că nu poți să programezi. Dacă sunt pentru 6 persoane, pui rața întreagă, dacă e pentru 3, pui rața jumătate. Nu, că trebuie gramaj, trebuie, zic, nu, așa nu merge. Atunci o să ne mai gândim, ne trimiteți fotografii. Câte fotografii? 30. Zic, domnilor, 30 de fotografii. Asta dacă deschizi Google, internetul, zic, și vrei acolo. Că viața noastră acum aia este pusă la dispoziție oricui, așa n-ai e, cum așa. Zic, și nu numai decât să vă scriu eu acolo numărul de telefon, a cui, cum și... Zic, nu, dacă mă primiți așa cum sunt, merg, dar dacă nu, eu nu mă bag, fiindcă ca să scriu atâtea cât cere emisiunea dumneavoastră, zic că trebuie să fiu o scriitoare, trebuie să scriu, dar zic, eu nu pot scrie bine, eu scriu pe rusești, eu am și la telefon. Peste două zile m-au telefonat și mi-au spus că ei au găsit fotografii, da, este tăită informația, este în... Și au trimis în... Noi locuim la Vama Leușeni, alături, un kilometru de la Vama, au trimis din București rutiera și am încărcat de acasă rață, gutâi, mere, varză, ulei, ați venit oala, cu tot da, dumneavoastră. Da, da, fiindcă mă gândim să nu fie surpriză. Acum, fiindcă nu pregătește... adus ceva, nu, da. Rața e prea mică, prea da, cu toate că dumnealor sunt foarte bine pregătiți și da, probabil da, că de ani de zile ei practică concurs, ăsta este concurs de a prepara și ei caută, după cum am înțeles eu, bucate anume românești, anume a noastră să fie, da. Și i-am întrebat dacă eu pot veni în civil îmbrăcat sau în costum național. Și îmi spune că să fiu cei mai frumoase. Dacă cei mai frumoase, domnilor, lăsați-o până la mine. Că femeia mai frumoasă ca mine, nu. Mie îmi place tare mult cum dumneavoastră ziceți da. Asta. Și am mers încolo. Eu n-am intrat în concursul care e programat de ani de zile la dumneavoastră acolo, dar m-au invitat ca pe o personalitate care, în afară de a cânta și a plânge, mai poate și pregăti ceva gustos. Și am făcut rață cu gutui, cu varză, cu mere, așa cum se prepară, fiindcă asta sunt niște bucate care le fac părinții mei, le-au făcut în clanul familiar, fratele mamei, moșul, tot rața cu gutui. E clar că e un produs, n-ai cum, fiindcă gutăile, dacă în jurul Mării Negre, trebuie să faci ceva cu ele. Acum gutăiul ăsta poți să-l tai și să-l prăjești ca pe cartofi. Cu ceapă, cu gustoșenie. Faceți asta? Da, da cum? Serios, n-am făcut niciodată. E că vezi, când s-a schimbat sistemul din celălalt sistem, a venit sistemul sovietic, la noi în tot Chișinău era piroșchi, pirojoașe și cum le mai zic eu, plăcintele astea rusești. Pirojoașe. Nu știu. Da, și plăcintele noastre au fost date la o parte. Marginalizate. Da, da, da. Acum se reîntoarce înapoi plăcinta moldovenească, românească, așa cum este ea, cu brânză, cu cartofi, cu varză. Dar pe timpuri era la piață, puteai să cumperi numai... beleașe. Beleașe. Așa și m-am gândit că din asta, dar nu-mi venea cuvântul, cu carne. Fiindcă era făcut un fel de...
artizanat, unde se coceau și rapid, fiindcă era solicitate, mă rog, ca produs alimentar. Da, veneau oamenii la piață. Da, da. Acum, fiindcă noi suntem într-o fugă, într-o alergare totală și mergem fast food, mergem la McDonald's, luăm la fugă o bucățică de aluat cu un crevuș, că acolo nu știi și e acolo, dar asta e pentru masă sau pentru dimineață sau seara, nu ținem cont de nimic. Televiziunile și radiourile acum sunt cointeresate ca omul să fie sănătos și provocări pentru ca omul să-și pregătească acasă. Da, să știți că chiar așa este. Și multă lume își pregătește acasă datorită faptului că a privit o emisiune și zic, păi, da, să încerc și eu. De pildă, plăcintă cu ceapă. Plăcintă cu ceapă. E o gustoșenie. Mi-ați făcut poftă, m-ați convins. Când o să mergem spre România, o să... Am reținut că stați la un kilometru de Vama Leușeni, trecem pe la dumneavoastră prin vizită. Cum a fost experiența însăși? Cât a durat? Cum ați ieșit de acolo? E entuziasmată? O zi întreagă. O zi, fiindcă au fost 7-8 persoane care trebuia să pregătească mâncarea de la spălatul cartofilor până când de acum erau degustatorii sau experții care trebuia să guste și să pună nota. Până la urmă a ieșit că bucatele care le-am făcut eu, rața cu gutâi, este că nu e produs alimentar, dar este un așa produs, o mâncare pur rupnească. Așa. S-au făcut, s-au pregătit pe timpuri. Le-a plăcut. Da, au fost entuziasmați, ați mâncat toți împreună. Da, a fost interesant și principalul că ei mi-au dat voie și am cântat. Le-am prezentat câteva din lucrările astea mele care sunt așa nebunate și cu sunete, ei au fost curioși cu ce mă ocup eu aici în Moldova. Că... Eu chiar am vrut să vă întreb și despre piesele astea care le aveți un pic altfel, care nu populare. Cine vă inspiră? Pentru că ele sunt chiar altfel, în felul său deosebit. Cine vă inspiră? Ia povestiți-mi, doamna Popescu. Știți, pe parcursul vieții, am avut un profesor și este și în prezent, domnul Andrei Tămăzlăcaru, care el avea o intuiție extraordinară și era un psiholog. El, fiecare membru al ansamblului Tălâncuța, el știa din timp ce cântec ar putea să interpreteze ca cântecul acela să aibă valoare. Fiindcă nu fiecare interpret poate cânta, interpreta ceva. Uite, nu de mult eu am încercat să cânt o lucrare și nu a mers. De ce? Fiindcă trebuie să intru într-un patrat, eu am înțeles lucrarea altfel și eu am vrut să o propun așa cum ați vrut dumneavoastră, eu și noi și, da. Dar domnul Andrei Tămăzlăcaru, văzând, auzind un timbru vocal și diapazonul, da, el mi-a spus că indiferent unde îi se mergi, cu ce o să te ocupi, să știi că numai cânticul o să te ridice la suprafață. Și el a început să-mi găsească cântice materiale, da? Care se aproape. Da, care erau pentru tembrul meu vocal și pentru gândirea mea. Fiindcă lucrările astea, când le găsești, adică când le găsești, este un informator, informatorul cunoaște, să zicem, o strofă, o parte din material. Altcineva cunoaște altceva. Și trebuie să le aduni ca să integral, ca oala, dacă este spartă, să o poți așeza, să o poți, da, să-i dai forma așa cum este ea. Tot așa și cântecul. Și uite, pe parcursul vieții, domnul Andrei Tămăzlăcaru, sub îndrumarea lui, am studiat 14 genuri de muzică. Oho! De folclor. Adică cum gândeau străbunii noștri. Oho. Fiindcă în cânticile astea noi vedem un mesaj, în cânticile astea noi vedem viața de zi cu zi a foștilor noștri părinți, buniei, frați, sorori, megieși, satul, comuna, regiunea. Și studiind, se poate de făcut comparații. Să zicem, aceste 14 genuri nu sunt, să zicem, 10-20 de cântici de un anumit gen. Acolo sunt 5-6, sunt 6-7 lucrări care creierul meu a putut să le intuiască, să le facă, să le dea forma, și acompaniamentul este foarte diferit.
foarte diferit și au valoare. Acum aia, lucrările astea sunt preluate de diferite ansamble de copii, de femei, de ansamble de la țară. Partea cealaltă de prut, de pildă, mi-a spus cineva că cineva își face o disertație pe tema materialelor astea. Adică este o sursă de inspirație pentru contemporanea. Generația de acum. Da. Fiindcă, tot respect. Fiindcă la noi aici, în zona asta noastră, de la Niestru și Prut, au venit atâta mamă de muzică. Dacă includi televizorul de dimineață până seara, interpreți de care vrei, de toate culorile, de genuri, ce vrei. Poți alege, dar intuitiv vrei, nu vrei, ajungi tot la cânticul de leagă. Ajungi tot la hața-hața. Ajungi tot la trupăitul de picioarelor. Adică, vinim acasă, vrei, nu vrei. Așa e, așa e. Și mă bucur că dumneavoastră sunteți, acceptați invitațiile la interviuri, veniți și povestiți și vă mulțumim pentru asta. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră, că ne-ați început săptămâna atât de energic, că ați venit cu atâta atitudine. Sunteți un adevărat exemplu pentru mine și vă mulțumesc pentru asta, pentru acest început de săptămână absolut superb. Să știți dumneavoastră că eu sunt, să zicem, în muzică, dar așa oameni entuziasmați, oameni care au intuiții, oameni care vor să descopere ceva, în toate domeniile sunt. Cu siguranță. Și în medicină. Bineînțeles. Și în economie. Bineînțeles. Și în istorie. Adică cum nu dai, noi ne întâlnim și discutăm că dacă stau două persoane care nu se cunosc și ei încep o discuție, după 15 minute ei de acum povestesc ceva din specialitatea lor. Așa e. Din lucruri de zi cu zi. Așa e. Oricum să fac cunoștință unul cu altul. Da. Eu vorbesc mult fiindcă știu că aveți emisiunea scurtă și nu sunt obiect să vă spun mai multe. Da, noi vă mulțumim foarte frumos pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm cu mare drag la o seară perfectă. Aș veni la dumneavoastră cu o lucrare care se numește Imnul Pământului. Așa. Bun, data viitoare. Da, muzică ușoară, proprie. Data viitoare neapărat ținim cont. Mulțumim și o seară perfectă în continuare. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu fustă sau pantaloni, din trei piese sau rochie sacou, costumele ne oferă posibilitatea să diversificăm și să combinăm elementele astfel încât să obținem ținute pentru orice ocazie. Tatiana Maxeam și-a făcut un refresh în garderobă și a pornit în căutarea celor mai stilate costume. Ce a ales, aflăm din reportajul ce urmează. Că femeia la costum nu poate arăta sexy și elegant în același timp. Dovadă, uite, suntem noi, corect zic? Corect zici, draga mea. Bravo, Mona Lisa, pentru aceste idei. Văd aici, în acest set, o abordare cu totul și cu totul inovativă. Îmi place foarte mult, e ceva deosebit. În acest set, orice femeie cred că va face o prezență spectaculoasă, va fi remarcată de departe. Și e și foarte util, apropo, acest set Transformer, pentru că piesele se detașează ușor și poate fi dus și într-o zonă un pic mai elegantă, da? Dacă vrem să ne îndepărtăm de senzualitate în cazul în care contextul cere. Tatiana, un costum foarte altfel, asimetric cumva. Mie mi se pare foarte interesant. Cum te simți tu în el? Foarte comod, am vrut să spun în primul rând. În al doilea rând, mă bucur foarte mult că la noi în Moldova apare așa modele deosebite, că într-adevăr era un minus foarte mare ca să găsești ceva mai deosebit. Și vreau și să dau o laudă pentru Mona Lisa că fac așa modele deosebite și frumoase. Uite, imediat după filmare merg la zi de naștere. Cred că s-ar potrivi la un eveniment de seară un astfel de costum? Cred că, nu știu dacă se îndrăznesc. Să nu fiu mai frumoasă ca o magiata și nu o să risc, fiindcă într-adevăr este ceva senzațional. Cred că când o să am un eveniment personal mai important, o să l îmbrac. Un costum elegant roșu te poate scoate din anonimat și cu siguranță te va face remarcată indiferent de eveniment.
Floarea roșie este putere, este despre o stare. Femeile care au așa un caracter mai puternic, sunt mai focoase, da, vor să emane asta și în exterior, de obicei vor opta pentru un set într-un roșu puternic. Și cunoscându-te și pe tine, cred că rezonezi cu ceea ce spun. Brunetă cu machiajul ăsta extrem de frumos și în roșu, nu știu, o combinație extraordinară. Cât de mult roșu găsim în garderoba ta? Câteva rochii, dar și Ilie are un costum roșu. Am început ultima perioadă să port mai des roșu. Cândva fugeam de el, trebuie să poți să porți așa un roșu aprins, dar iată că ultima perioadă probabil că m-am mai maturizat, am mai prins încredere așa în sine și port această culoare cu drag. Este exemplul perfect care ne confirmă că o ținută mai specială poate fi purtată de mai multe ori. De exemplu, această rochie de tip sacou cu lungimea mini o putem purta la o petrecere într-un club și dacă adăugăm o pereche de pantaloni albi sau negri evazați, o putem purta la un eveniment pe timp de zi, mergem în așa o ținută la restaurant. Foarte, foarte curajoasă, Tatiana, extraordinar de sexy și frumos în același timp. Unde ai merge în această rochie sacou? Deci club de noapte, karaoke. Și dacă se poate de combinat așa sacou, rochie minunată cu pantaloni, desigur și la un restaurant. Una dintre culorile preferate ale Tatianei este albul. Un costum din trei piese în această nuanță poate fi extrem de elegant și sexy în același timp. Foarte des port alb și să știi că și copiii poartă des alb. Noi, în general, culoarea albă este pentru noi preferată și chiar dacă plouă tot pot să îmbrac alb, fiindcă mă calmează cumva această culoare. Vreau să spun că m-a impresionat și acest costum, este din trei piese și să știi că aceste detalii deci, de atlas sunt în vogă, chiar și bărbații poartă așa cu chestii mai deosebite. Deci mă bucur foarte mult că toate aceste chestii frumoase, deosebite, se coase la noi în Republica Moldova și anume de Mona Lisa. Măcar o dată la o agenție de turism ca să-ți planifici vacanța, în doar câteva minute îți poți alege destinația visurilor tale. Care sunt ofertele din acest an și unde putem merge în călătorii, aflăm imediat. Unde ai putea să-ți petreci vacanța și te simți copleșit, află că Valentina Tour te ajută să alegi cea mai bună opțiune pentru tine și familia ta. Agenția de turism Valentina Tour a fost concepută de la bun început ca o agenție de familie. Și folosesc această noțiune în cel mai larg sens al cuvântului, pentru că asta
Inițial ne-a inclus pe noi, proprietarii și fondatorii, dar și pe membrii întregii echipe din alte 4 raioane ale Republicii Moldova. Cu timpul însă am decis să extindem conceptul respectiv de agenție de familie, incluzând și turiștii noștri, fără de care întreaga afacere nu ar fi fost posibilă. Deși activăm din 2010 pe piața turistică, la nordul Moldovei, în 4 raioane, Drochia, Soroca, Florești, Râșcani, am decis să deschidem o filială și în orașul Chișinău, datorită faptului că avem foarte mulți turiști de aici din oraș. Și pentru comoditatea lor de achitare, de a face contractul pe loc, îi așteptăm la noi în oficiu. Vom garanta turiștilor noștri servicii de calitate prin prisma cunoștințelor managerilor noștri și, desigur, prin prisma experiențelor vaste care au acumulat-o în infoturi. La evenimentul de deschidere a noii filiale au venit prietenii, familia, dar și clienții companiei. Da, nu este pentru prima oară când suntem cunoscuți cu agenția de turism Valentino Tour. Avem de fiecare dată oferte fenomenale de bune de la această companie și această echipă și vreau să vă recomand să aveți toată încrederea, să apelați la această echipă pentru că sunt profesioniști în ceea ce fac și cu adevărat sunt competitivi și au prețuri foarte bune pe piața din țară. Vreau să felicit compania Valentino Tour pentru noua deschidere, un nou sediu. Din câte cunosc, sunt foarte populare pe nordul Republicii Moldova. Doresc tuturor clienților lor, iubitorii și amatorii de călătorii, să trăiască experiențe frumoase, inedite, alături de această companie. Cei care încă nu ați planificat o vacanță, să știți că acum agenția de turism vine cu mai multe oferte. Cu ocazia deschiderii vrem să vă anunțăm că avem prețuri foarte bune pentru vacanța în Turcia, de la 350 de euro pentru o persoană și aveți inclus aici zborul direct, tur-retur din Chișinău, transfer, hotelul cazare 6 nopți, asigurare medicală și tipul de masă tot inclus. De menționat că hotelul este pe prima linie. De asemenea, avem oferte foarte bune în luna mai, de la 450 de euro. Pentru cei care s-au plictisit de vacanță în Turcia și mâncare tot inclus, vă recomandăm Albania, Cipru, Muntenegru cu zbor direct din Chișinău. Zborurile vor fi operate o dată pe săptămână. De asemenea, mai avem Rodos cu zbor din Iași și de menționat este faptul că avem încheiate contracte cu tur operatori din România. De aceea toate destinațiile exotice le găsiți și la noi, cu zbor direct fie din Iași, fie din București. Valentina Cazac aici la noi, la O Seară Perfectă. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc frumos de invitație! Cu mare drag, am zis că trebuie să vă descos și să ne povestiți mai multe detalii, pentru că toți suntem în curând, e sezonul estival, atunci când majoritatea moldovenilor aleg să plece undeva la odihnă și deja, cred că își planifică vacanțele. Au început deja să planifice moldovenii noștri vacanțele pentru perioada de, nu știu, de iunie, iulie, august. Moldovenii noștri, an de an, sunt tot mai harnici și mai harnici și planifică vacanțele chiar din luna noiembrie 2022 pentru 2023, da. Și le sunt foarte recunoscătoare turiștilor că au început chiar din noiembrie să facă rezervări, astfel, având și noi o garanție că o să avem un sezon bun și o să putem să lucrăm. Ce preferă lumea acum? Care sunt destinațiile de top care le preferă ai noștri? De top rămâne în vigoare Turcia, toți moldovenii o iubesc, Bulgaria. Anul ăsta au început să întrebe mai mulți turiști de Muntenegru, de Albania și asta ne bucură. Că vor să destinațiile. Vor să experimenteze ceva nou și atunci... Dar, iată, eu știu că chestia asta și noi, inclusiv, nu știu, cu fetele, aveam mai mulți ani la rând, plecam în Turcia, nu știu, cred că vreo 5 ani la rând, cum începea sezonul, ca să prindem primul bronz. Dumneavoastră totuși îi mai convingeți să încerce alte destinații? Sau cineva se lasă convins, cineva nu chiar? Deci aici sunt păreri împărțite. Sunt care merg doar în Turcia, dar sunt și se și lasă convinși. Anul ăsta, de asemenea, vreau să menționez că city break-urile au fost foarte întrebate. Așa, în ce destinații? Am avut Istanbul, București, mulți plecau. Chiar și București, prin agenție. Chiar și București, la termale. Că, oricum, există chestia asta cu, uite, acum totul este online și nu neapărat că trebuie să apelezi la o agenție. La voi e altfel.
Există și așa tip de turiști care își programează singur online vacanțele. Și merg, da, adică și sunt care se apropie și în agenție și rezervează. De ce anume la Soroca e oficiu central? Povestiți-ne un pic din istorie. În 2007 am fost într-o excursie la Brașov. Deci am rămas impresionată de fapt cum lucrează ghidul, care posibilitatea să călătorească, să vadă multe orașe, și atunci eu m-am întors cu gândul că, măi, uite, am posibilitatea să călătoresc, plus o să mai fac și bani. Și unde se deschid o agenție de turism? La Soroca, desigur, că acolo nu era concurență. Eram eu unica. Aha, aha. Și de asta și s-a născut ideea să fii Valentina Tur la Soroca. Și a luat foc. A luat foc după 2 ani. Primul an nu a luat foc, de asta că eu eram prea tânără, lumea nu prea avea încredere. Doi, eram unica agenție din ultimii 10 ani și la fel toți erau obișnuiți că cumpără la Chișinău. Asta vreau să întreb, dar este chestia asta de mentalitate, da, la noi, că oamenii cumpără, se duc la Chișinău să cumpere. Da, dar... Cum i-ați convins să vină la dumneavoastră și să aibă încredere? I-am convins prin faptul că a cumpărat un turist, a văzut că e tot ok, a ajuns la hotel, a fost cazat, s-a întors cu bine, respectiv turistul cel a mai spus la alții. Și tot așa, știți, în orașele mici e important să deservești consumatorul corect. Așa și tu, după asta, nu trebuie să faci mare publicitate, că lumea te caută singură. Și dacă ai făcut o greșeală, atunci tot stai cu grijă că o să se audă repede. Ați avut turiști nemulțumiți? Sigur, cu cât mai mulți turiști ai, de fiecare dată apare câte un turist nemulțumit, deoarece lanțul nostru e prea lung. Se face contractul în oficiu, se face rezervare din oficiu, până se ajunge la hotel, se dă camera de la hotel, și de multe ori se mai întâmpla că nu li se dădea tipul de cameră conform contractului. Aha. Însă noi de fiecare dată încercam să remediem situația, intram în pielea turistului, rezolvam. Și după asta turistul se întorcea mulțumit și următorul an, desigur, tot venea la noi. Îmi dau seama că e destul de provocator că uneori, nu știu, bănuiesc că nu sunt din domeniu, dar bănuiesc că agențiile au careva contracte cu anumite hotele doar online, adică s-ar putea că nu v-ați văzut niciodată cu cei da, de acolo. Da, așa da? Este, da. Și unele respectiv... așa. Uneori se mai întâmplă cazuri când, nu știu, a fost alt manager sau cineva ceva nu a înțeles sigur, corect. Se întâmplă. Și de foarte multe ori, iată, managerii noștri pleacă în tururi informaționale primăvară, pregătindu-se de sezon pentru vară. Și de multe ori li se arată un tip de cameră sau și când ajunge turistul cam nu-i dă așa tip de cameră. Și iată, aici apar divergențele. Și dar se rezolvă. Se rezolvă, doar se rezolvă. Că dacă e sezon, și pentru turist este o nemulțumire, că el a rezervat din timp, s-a asigurat și când acolo tu îi strigi vacanța. Dar mai zic o dată că de fiecare dată intrăm în pielea turistului, remediem și a fost situații când n-ați putut să rezolvați? Nu știu. Sau nu. Ai zis că nu a fost persoana aceea la muncă, a rezervat altcineva, nu mai este, nu mai lucrează. Ați avut așa situații? Am avut, desigur, însă oricum noi am rezolvat. Am propus alt hotel, am propus alt tip de cameră și oricum n-am stricat vacanța nimănui. Foarte bravo. Care sunt top 3 destinații, iată, pentru anul ăsta? Care le-au ales moldovenii noștri, pe de-o parte, pe de-altă parte, ce le propuneți voi? Am văzut ofertele care au povestit colegele dumneavoastră, dar sunt curioasă dacă oamenii sunt deschiși la informație, cum vorbeam un pic mai devreme, da? Mulți sunt deschiși, însă bugetul nu le permite. Da, și se informează, imaginar, toți călătorim prin Bali, Tanzania, și dar când e vorba de contract, atunci prețul îi face să se decidă mai repede cu destinația, da, și bugetul lor. Da, îmi dau seama. Se întâmplă așa că omul să vină și spună: doamna Valentina, noi avem bugetul X, da, de exemplu, iată, și dumneavoastră începeți să le povestiți despre o destinație nouă și ei să depășească bugetul ăsta dublu sau, nu știu, să zică că găsim bani sau cumva așa. Nu mi s-a întâmplat mie, dar s-a întâmplat colegilor mele din oficiu, când omul a venit și vroia să plece în Bulgaria și a ajuns într-o excursie în Singapore. Aha. Și am avut așa din Bulgaria caz în Singapore. Da. Îmi place foarte mult. Am fost 7 ani în urmă în Singapore și este absolut fantastic. Deci mie mi se pare că așa ceva trebuie să vadă cel puțin fiecare o dată în viață. Da. Cum credeți, de ce turiștii vă aleg pe dumneavoastră?
Eu, pentru că sunt multă concurență pe piață. Cu Soroca am înțeles că erați unica și așa, dar cum sunteți și în Chișinău și e o concurență și foarte mare. Vreau să vă corectez un pic. Nu suntem doar în Soroca și Chișinău, suntem și în Râșcani și în Drochea și Florești. Da, nu, aveam în vedere că prima locație când ați deschis-o în Soroca. Am înțeles. Și vreau să zic că eu bănuiesc așa, că prin prisma serviciilor noastre corecte față de turiști, față de pasageri, când mai vindem și bilete de avion. Și prin faptul că de fiecare dată îi sunăm, îi anunțăm, îi corcolim, ar veni, da, să veniți la noi după aici. Așa. Nu pot să zic că toți, nu o să mint dacă zic că toți, că sunt și oameni nealentați, dar responsabili care sună. Adică nu se lasă doar pe noi. Ați avut vreo situație în care, nu știu, s-a amânat la cineva avionul mai devreme, da? Și n-ați observat și nu ați anunțat turiștii. Da, sigur. Ați avut așa situație? Am avut, da. Și atunci, cine e vinovat, o cea la chitin. Desigur că agenția a achitat, a suportat cheltuielile pentru că nu era vina pasagerului. Aha. Și am avut și așa situații. Vă zic, cu cât e mai mare fluxul de turiști, de pasageri, riscul să se întâmple așa ceva este și mai mare. Mai ales că și companiile aeriene, dacă vedeți situația actuală, exact, le schimbă, e că așa. Și îmi place că spuneți lucrurilor pe nume. De ce să mint? Da, adică îmi place că spuneți lucrurilor pe nume. Asta este important și... Am încă o curiozitate. Cum ați rezistat în pandemie? Pentru că acum o să ajungem și la următoarea întrebare cu războiul, dar asta e, da, pandemia, cum ați rezistat? Pentru că, de fapt, asta este afacerea dumneavoastră și atunci oamenii practic nu călătoreau. Deci, până să nimerim în pandemie, la noi, eu zic, sezonul se începe din noiembrie. Da, făcusem foarte multe, făcusem în anul acela contracte directe cu Bulgaria, foarte multe rezervări, multe transferuri la ei. Și se prevedea un sezon foarte bogat. Doar că a venit pandemia, în Bulgaria turiștii așa și nu au mai putut, hotelurile au fost închise tot sezonul. Banii noștri, nu ai noștri, dar ai turiștilor, de fapt, pe care i-am luat, erau transferați în Bulgaria. Și a fost necesar să contractăm un credit de la bancă. La unii turiști care era urgent, le-am întors o parte din bani, o parte a fost înghețați pentru vacanța din următorul an. Wow. Alții au fost convinși să plece în Turcia utilizând avansul lor, care de fapt din credit noi îl utilizam. Deci am făcut așa un terci, a fost greu, dar am ieșit cu bine și acum pot să zic de ce să cumpere de la noi. Că am rezistat pandemie, am rezistat războiului, așa că nu știu ce să ne mai teme. Da, dar asta chiar, adică eu chiar mă gândeam cum se întâmplă asta, că banii, oamenii își vor banii înapoi și atunci, da, iată numai... Și iată, vreau și să mulțumesc turiștilor pe această cale, că majoritatea au fost înțelegători și sau au înghețat banii pentru anul următor sau au fost flexibili. Iată, și pentru Grecia la fel nu era posibil, că și un tur operator în perioada aceea dădea faliment, era așa o incertitudine și trebuiau să meargă în Grecia, au fost convinși să plece în Turcia. Deci ne-am descurcat cumva. Bravo, da. Bravo. Și odată cu venirea războiului, oamenii mai puțin călătoresc? Ați remarcat această tendință? A fost așa primele luni, da. Pe urmă, începând cu luna iunie 2022, nu s-a mai simțit. Toată lumea a călătorit și respectiv și sezonul 2023, tot, cel puțin noi N-ați simțit. Nu, ați nu. Avut așa ca, nu știu, de exemplu, a fost planificat din noiembrie vacanța pentru 2023 și să vină cineva, nu știu, și să ceară banii înapoi, să zică că e incertitudine și uite, trebuie să nu mai știm dacă o să putem să ne mai permitem. Sau știți cum oamenii erau speriați la început? Da, da, au fost situații, doar că noi dacă am transferat avansul, respectiv și tur operatorii și hotelurile până nu... Adică nu e ceva grav, nu se întoarce așa, nu poți să te răzgândești. Și am explicat și noi care e situația, turiștii au intrat în situație și am mers pe ideea, vedem adică pe parcurs cum o să fie situația. Și a fost tot ok și sperăm să fie ok. Să dea Domnul nu doar pace. Sezonul ăsta, dar în general să termine tot, așa să fie bine. Da, ați observat tendința, au devenit oamenii mai economicoși, adică au început să economisească pe călătorii sau nu? Cum ați remarcat din statistica deci, dumneavoastră? Să vă spun sincer, n-am văzut nicio schimbare. Dacă mă uit după numărul de contracte, nu se vede diferența mare de până la pandemie și acum.
Adică tot e în creștere. Bravo! Înseamnă că munciți bine și vă faceți treaba bine. Următorul oficiu unde îl deschideți? Sperăm că la București. La București? Da. Aveți acum așa planuri? Acum sperii toți colegii mei. De ce? De ce? Dacă nu, sunt am făcut așa o glumă, planuri? Desigur. Dar dacă serios? Dacă serios, ne-am dorit. Deci e firesc să-ți dorești, dar vedem cum decurg lucrurile. Și... Vi se pare e o diferență mare între Chișinău și Soroca, de exemplu, sau alt oficiu din alt raion? Care este deosebirea? Dacă vedeți aici, nu știu, aici clienții sunt mai alentați sau sunt mai solicitanți sau sunt mai... Cum sunt ei? Cei da, din Chișinău? Și nu m-aș spune că sunt mai solicitanți. În fiecare oraș este lume de tot tipul. Da, adică poți fi și la Soroca solicitanți și la Drochea și invers la Chișinău mai cuminți și... Am depinde înțeles. Cum te porți tu cu el și dacă e tot ok, nu s-a întâmplat nimic. Nimeni nu a încurcat în călătoria asta, în tot lanțul ăsta de agenții, tur operator, hotel și buna dispoziția turistului, că se mai întâmplă așa că ceva nu i-a mers lui bine și atunci e perfect. Da, s-a început ziua cu stâncă. Doamna Valentina, da. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri, pentru că ați făcut claritate pe subiecte și chiar mi-ați răspuns la toate întrebările, că era o curiozitate mare. Și mult spor, să aveți un sezon cât mai bun, cât mai eficient, turiștii fericiți și bronzați și bine dispuși, pentru că atunci când noi venim din călătorii trebuie să recunoaștem că venim mai bine dispuși, da, mai odihniți, cu energie bună și atunci pentru toată lumea este bine. Vă mulțumim foarte frumos! Mulțumesc frumos de invitație și vreau cu acest prilej să mulțumesc turiștilor noștri și îi așteptăm cu drag și la Chișinău. Mulțumesc frumos! O seară perfectă vă doresc! Mulțumesc frumos! De două decenii sunt alături de clienții lor, le acordă suport în redobândirea cetățeniei române și îi ajută să-și perfecteze actele. Cum a sărbătorit compania juridică cei 20 de ani de activitate, vedem în reportajul ce urmează. Just Consult împlinește 20 de ani, iar cu această ocazie a dat o petrecere fastuoasă alături de invitații săi. Astăzi este cea mai frumoasă sărbătoare din anul acesta, ziua de naștere a companiei juridice Just Consult. Păi dacă acum avem la 400.000 de cetățeni care ne-au pășit pragul în 20 de ani, avem o viziune, un vis în continuare, să ajungem chiar la cel 1.000.000 de clienți fericiți, mulțumiți de serviciile noastre, deci avem unde să muncim minim 3-5 ani înainte. Am invitat colegii și am invitat foștii colegi care au adus un aport important în cadrul companiei noastre și colegii care sunt în concediu de maternitate. Îmbrăcați în haine de sărbătoare, invitații au venit rând pe rând să sărbătorească cei 20 de ani de activitate ai companiei. Astăzi sărbătorim 20 de ani ai companiei Just Consult. Celebrăm rezultatele noastre, ce am reușit să facem până astăzi și în același timp ne uităm spre viitor să vedem unde vrem să ajungem mai departe. Are o viziune foarte clară, de fapt, până în 2030 să deservească 1.000.000 de cetățeni cu dublă cetățenie și să fie compania numărul 1 de surse corecte și credibile pentru cetățeni, dar și pentru instituțiile din Republica Moldova și din România. Luând în considerația că am crescut în companie ca supervizor, practic maxim 3 luni în urmă, este o provocare pentru mine, este ceva nou, este o etapă nouă și în viața mea profesională, adică în carieră. Îmi place ceea ce fac și tind să cresc tot mai sus. Datorită faptului că suntem foarte mulți, avem o interacțiune foarte bună, colaborăm foarte bine și, prin urmare, iese o treabă super faină. De la eveniment nu au lipsit clienții companiei care ne-au mărturisit că sunt extrem de mulțumiți de serviciile acestora. Am perfectat actele la această companie și suntem foarte mulțumiți deoarece deja suntem cetățeni europeni cu pașapoarte românești. Deci am rămas foarte mulțumiți de serviciile lor deoarece din timp când am început să apelăm la ei, au luat o altă întorsătură, foarte repede am primit într-adevăr documentele și deja acum suntem cu acte în regulă. Invitații speciali ai evenimentului au fost trupa Brios Onores. Mulți ani trăiască, Just Consult să trăiască la mulți ani.
Consult. Te-am visat, te-am dorit, te-am realizat. Hai să creștem, să trăim viața împreună. Eu sunt foarte mândră și extrem de încântată de compania Just Consult, de rezultatele pe care le aduce, de oamenii frumoși care lucrează zi de zi în această companie. Le doresc doar multă, multă încredere, multă dedicație în ceea ce fac și la mulți ani Just Consult! La mulți ani pentru Just Consult doresc mulți clienți fideli și mult, mult succes! Just Consult, la mulți ani, îți doresc să fii la fel de deschisă față de oameni, față de angajați și cât mai multă prosperitate și mulți ani înainte. 20 de ani este vârsta când ai toate resursele ca să poți să excelezi mult mai mult, așa că eu îi Just Consult multă perseverență și să ajung acolo unde și-a propus. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați împărtășit cu mine o seară perfectă. Ne vedem mâine la aceeași oră, la ProTV. Săptămână însorită să avem!